Accident înfiorător produs în Dâmbovița pe drumul național 7. O femeie a murit pe loc, iar un bărbat și o fetiță de doar 4 ani sunt în stare gravă la spital după ce un tir intrat pe contrasens s-a ciocnit violent de autoturismul în care se aflau. Un elicopter SMURD a fost chemat să preia răniții cât mai repede. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc în localitatea dâmbovițeană Bâldana. Mașina în care se aflau trei persoane, un bărbat de 45 de ani, o femeie de 40 de ani și nepoțica lor de 4 ani, a fost zdrobită de tirul care a intrat pe contrasens. Ați ajuns la locul evenimentului? Am ajuns la locul evenimentului. Bunica fetei a murit pe loc, bunicul este în comă, iar fetița e și ea în stare foarte gravă la un spital din București, unde a fost dusă cu un elicopter SMURD. Stare gravă? Șoferul tirului spune că a intrat pe contrasens din cauza gropilor. N-ați putut să evitați, n-ați avut ce face. Nu același lucru spun martorii, care au văzut cum tirul venea tare din sens opus. Pe contrasens tirul, eram în spatele acestei mașini, am luat-o în plin și am reușit să mă ferez și am ieșit acolo în decor. Atât pot să vă spun. Accidente pe zona aceasta. Ați fost aici, ați văzut cum s-a întâmplat? Am înțeles că e vorba și de un copil care a ajuns la... A plecat cu SMURD. Înțeles. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs această tragedie.